În apropierea sărbătorilor lunii decembrie, peste 100 de pensionari trec zilnic pragul casei de ajutor reciproc din Galați. Bătrânii împrumută bani pentru a sărbători Crăciunul cu masa îmbelșugată, în jurul căreia să se strângă copiii și nepoții, cum e datina la români. Fiind perioada aprovizionării pentru sărbătorile de iarnă, membrii noștri solicită mult mai multe împrumuturi pentru masa de Crăciun, masa de Revelion și chiar și cadouri pentru copii, pentru nepoței și pentru tratamente internări în spital. Ca procent a crescut, aproape s-au dublat numărul de solicitări față de perioadele anterioare, pentru începutul lunii. În jur de 100 de membri care solicită zilnic împrumuturi, ca sume în jur de 300.000 de lei pe zi. Pensionarii gălățeni au făcut o obișnuință din a împrumuta banii de la CEAR pentru sărbători, sume pe care le restituie în decursul următorului an. Nu aveți ceva, să avem și sărbători ce spunem pe masă. Asta e greu. Păi, da, ce să facem? Dar copiii de a trimis o bucăță de cărnață în Italia, în partea aia nu se bucură și ei, oare? Și suntem săraci. Suntem săraci, dar trebuie să facem ceva pentru ei, nu? Și pentru ei și pentru noi. Din banul să nu am nevoie. Vreți de sărbători, să vă luați ceva, masă? Masă, da. Pentru masa de sărbători? Da, da. Și așa faceți în fiecare an? Ei, anul ăsta, dacă n-am mai avut bani. Aveți pensie mică? 7 milioane, da. Nu reușiți să vă... Da, și arătură și sămânat și cărat și cât. Deci nu sunteți din oraș, veniți de la țară? De la țară, da. Bani. Și pentru sărbători, și pentru curățenii, și pentru o mobilă nouă. Și de aici am luat întotdeauna și mi-a priit și am fost corect și eu și dânsii. Așa că noi cu băncele nu. Casa de ajutor reciproc face împrumuturi de la 100 la 16.000 de lei, bani care se restituie eșalonat în decursul acel mult 12 luni.